Centrul de îngrijire și asistență Suseni din comuna Runcu va fi modernizat cu 5 milioane de lei. Lucrarea a fost scoasă la licitație în sistemul public electronic și se așteaptă depunerea ofertelor până la data de 18 octombrie. Fondurile sunt asigurate prin PNRR. 5.190.000, valoare care este ridicată în SICAP, termen de depunere ofertelor data de 18 octombrie. Sigur, valoarea va fi modificată în funcție de ofertele care sunt depuse. Cred că colegii mei au cerut maxim 2 ani de zile reabilitarea. E un proiect câștigat prin Programul Național de Restare și Reziliență, componenta C5, valoarea renovării, și e un proiect binevenit pentru că ne scutește de un efort financiar din partea bugetului propriu al județului și de asemenea este necesar pentru că lucrările de reabilitare ultimele au fost făcute acum câțiva ani de zile și pe noile tehnologii în ceea ce privește partea de învelopare energetică, partea de schimbare a geamurilor, a ușilor, a instalației termice, ne duce la o factură mult mai mică din punct de vedere al valorii, fie că vorbim de electricitate, fie că vorbim de gaz natural. Lucrările ar putea începe anul viitor și trebuie să se finalizeze în anul 2025.